Noile tarife pentru călătoriile interurbane, care au fost aplicate chiar din prima zi a anului, bat tare la buzunarele moldovenilor. Salariile și pensiile mici îi fac pe unii oameni să-și rărească drumurile spre capitală. Cei mai afectați sunt locuitorii de la nordul și sudul țării. De exemplu, dacă până acum o călătorie de la Drochia spre Chișinău costa 111 lei, acum concetățenii vor scoate din buzunare 162 de lei. Scumpirile nu se opresc aici. De la începutul lunii următoare vor crește prețurile și la biletele pentru transportul de tip confort. Călătorii pe care i-am întâlnit la autogara de nord au păreri împărțite. Pentru unii oameni, majorarea tarifelor la călătoriile interurbane este o lovitură puternică pentru bugetul personal. Alții sunt plăcut surprinși însă că modificarea prețurilor nu este atât de mare precum se așteptau. Se simte în buzunarele noastre, se simte. La Briceni? Da. Cât v-a costat biletul? Când a venit mama, cât a dat? 115, acum adică 160, nu știu. Cum vi se pare? Cam scumpșor, mama are nici 2000 pensie, vin la mine să mă vad o dată și o costă, știi. Mergi mai des, te ustăr mai tare. Și veți veni mai rar atunci? Da, clar. Vezi copiii mai rar, nepoții. La scumpie mergem. Scumpie. Cât v-a costat biletul? 86. Dar până acum cât costă? 70. Cum vi se pare această diferență? Nu e mare. Era 51 și 40. Dar acum cât arată? Acum 64-20. Dar unde merge? Ungheni. Da. Cum vi se pare această scumpire? Desigur, pentru pensionari se simte. Și conducătorii microbuzelor s-au împărțit în două tabere. Unii s-au bucurat de noile tarife, iar alții nu au fost la fel de entuziasmați. Ultimii spun că prețurile mărite le vor rări numărul călătorilor. Și ați simțit nevoie ca să scumpească biletele la călătorii? Nu, mă gândesc cu, da, ieftineu să leargă decât scumpeau biletele. De ce? De atâta. Nu, salariul din Moldova nu permite să scumpim noi biletele. 100 de lei, 100 de lei. Până acum era 80, 30 de bani. Dar cum credeți, este suficient această măsură? Este, dar cum? Că tot e scump, mai e când începem la service, da, nu te poți să plătești loc când îți spunești prețurile pe ei. Deci era nevoie de o măsură? Era de mai de mult încă trebuit. Un dia în cursul săptămânii, a lunii, dar deodată nu se simte. Dar cum credeți, era nevoie de această majorare? La sărăcie noastră, nu prea. După o majorare cu 12 bani, începând cu 1 ianuarie, un kilometru parcurs cu transportul interurban costă 60 de bani. Scumpiri noi sunt așteptate și în februarie. Călătorii care vor opta pentru unități de transport care vor oferi condiții de tip confort vor scoate din buzunar câte 70 de bani pentru un kilometru. Majorările vin după o serie de proteste ale transportatorilor. Ultima manifestație a fost organizată la începutul lui decembrie. În semn de protest, peste 300 de microbuze au fost parcate în Piața Mare Adunări Naționale.